S-au finalizat lucrările pe DJ-561A. Este vorba despre tronsonul de drum care leagă localitățile Bălăcița și Oprișor, care acum este complet modernizat. Nu de mult acest drum era aproape impracticabil, însă în prezent cetățenii nu doar că beneficiază de condiții optime de trafic, ci și de construirea de rigole, podețe și accese la proprietăți. Tronsonul de drum dintre localitățile Oprișor și Bălăcița, care este acum complet modernizat, are o suprafață de 11,8 km. Acesta face parte din cel mai amplu proiect de infrastructură din ultimii 30 de ani, și anume modernizarea, reabilitarea a 112 km de drumuri județene din Mehedinți. Tronsonul de drum dintre Bălăcița și Oprișor îndeplinește cele mai înalte standarde datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, în ceea ce privește siguranța și optimizarea traficului rutier în județul nostru. Am terminat recepția la drumul județean Oprișor-Bălăcița, drum care știți și dumneavoastră și știu și mulți dintre locuitorii județului nostru că era într-o stare deplorabilă, pur și simplu nu mai puteai să mai circuli pe el, nici pe timp de vară, cu atât mai mult pe timp de iarnă. Am accesat fonduri europene și iată că a sosit momentul să facem recepția la terminarea lucrării. Am realizat 12 km de asfalt între Oprișor și Bălăcița, accese la proprietăți, trotuare, rigole, acolo unde a fost nevoie. Lumea este mulțumită, mai ales că în perioada următoare urmează să facă și celelalte două tronsoane, înainte și după acesta, și anume lotul 2 de la Punghina până la Oprișor și celălaltul, lotul 4, de la Gvardenița Bucleș până la Tâmna. Acest lot face parte din drumul strategic în valoare de 48 de milioane de euro, sumă pe care am accesat-o în anii trecuți, și iată că a sosit momentul să ne bucurăm și de ceea ce am realizat, că tot eram criticați până acum că doar semnăm contracte de finanțare și nu se vede nimic. Nu doar platforma acestui drum a fost complet modernizată, ci au fost realizate și accese la proprietăți în localitatea Bălăcița, rigole betonate, trotuare, dar și podețe. Constantin Vlăduț, primarul comunei Bălăcița, un gospodar implicat, a urmărit îndeaproape lucrările de reabilitare, iar acum la finalizarea acestora este mai mult decât încântat de această investiție, care îmbunătățește considerabil condițiile de trafic în comuna pe care o reprezintă. Porțiunea aceasta de pe drumul județean 561A este cea mai modernă și cea mai completă, cel mai complet drum, așa fiind făcute și acces la locuințe și rigole betonate, ceva extraordinar pentru comuna Bălăcița. E un drum care de peste 30 de ani nu a mai fost modernizat și chiar nu a fost nicio acțiune de reparare a drumului respectiv. Oamenii sunt foarte mulțumiți. Avem în urma proiectului de modernizare a celor patru loturi, avem privilegiul ca prin comuna Bălăcița să treacă și prin satul Bălăcița și prin Gvardinița acest proiect. Vor beneficia de acces către comunele învecinate, cât și către Strehaia și județele învecinate. Modernizarea acestui tronson de drum era esențială, întrucât nu doar că leagă localitățile Oprișor și Bălăcița, ci oferă acces și către alte comune, dar și către județul Dolj. De asemenea, Constantin Gârleanu, primarul comunei Oprișor, este mulțumit de realizarea acestei investiții, întrucât concetățenii săi pot beneficia acum de un drum reabilitat și modernizat la standarde înalte. Este cea mai importantă realizare care s-a făcut în ultimii ani. Acest drum de la Bălăcița la Oprișor, acest tronson de drum de la Bălăcița la Oprișor, era o nenorocire, era un drum care era aproape impracticabil. Acum este un drum de cea mai bună calitate și un drum pe care se poate circula fără niciun fel de probleme. E drumul care ne leagă foarte bine cu Craiova, ne leagă cu județul Dolj și înțeleg că o să ieșim și spre Gorj, tot cu acest drum, și asta este cel mai important pentru locuitorii comunei Oprișor. Aș vrea să mulțumesc domnului președinte Aladin Georgescu, care a încercat de mai multe ori ca să realizeze acest proiect, dar
Se pare că acum a fost momentul. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, Mehedințul fiind un șantier în lucru. Președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu a acordat o atenție sporită investițiilor de modernizare a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții de trafic.